8 august 2024, și am zis să vin un pic la coloniile albine să mă mai dau un pic de turtă la care este nevoie. Și am ajuns la ultimul la care verific să aibă turtă și am zis hai să vedem dacă are puiet și fără turtă, adică fără sirop. Eu nu folosesc sirop de zahăr, de niciun fel. Și să vedem dacă merită investiția într-o astfel de metodă, adică în administrarea siropului. Deci țin doar cu turta proteică. Aici am eu niște rame. Le voi scoate afară, au fost date la linis. Așa. Și turta proteică a dispărut de aici. Albina mai e în cap, încă mai lucrează la ramele de sus. Iată, le-au curățat. Totul arată bine. Ramele goale acum le scot și le voi pune deoparte. O să vă întrebați, oare merită să dai sirop sau nu? Părerea mea e că nu mai dau sirop în această perioadă, de vreo câțiva ani n-am mai dat sirop. De niciun fel. Să fie faine ramile astea pentru la primăvară. Bun, mi-am făcut un pic de loc ca să scot rama din sub. Că, mă, normal, nu mai e nevoie să umbli la ei, să zic eu așa, dar de curiozitatea turtei proteice care o folosesc eu, să vedem care e situația. Dacă totul decurge bine într-o colonie și matca este bună, adică matca nu are probleme, de acum colonia arată binișor. Bun, astea sunt rezervele pentru iarnă, fără silocuri. Are ceva nectar ce mai găsește ea pe aici colo, are păstură pe care nu o bag în seamă. Deci păstura aceasta eu nu o bag în seamă. Mai bine zis, este rezerva de păstură din primăvară. Ce le voi da. Bine, să vedem cam cât puiet are această colonie. Cum am zis, nu mai este necesar să umbli la el, dar de curiozitate așa o deschidem. Iată puiet patria ram. Deci avem puiet și larvar pe mărgini, important, și păstura. Să aduc și eu camera mai aproape, da? Ca să o mărim.
timpul să o aduc mai aproape. Așa și aici voi putea arăta mai bine. Asta e prima ramă pe care am găsit puiet, mergem mai departe. Are și larvar. În perioada asta umblu foarte atent cu ele din cauza să nu cumva să accidentez matca. Iată ce frumos avem acolo larvar, puiet căpăcit, a doua ramă. Bine, e greu de observat, încerc cât de cât să se vadă. Deci ăsta n-a primit sirop, da? N-a primit sirop, doar turta proteică. Bun, asta este o ramă și mai frumoasă, plină cu ouă, e și mătcuță aici, avem o matcă BK, sper să se vadă, plin cu ouă, deci nu blocat, dacă dai sirop aici era blocat, nu mai era ouă, larvar, deci e ceva foarte spectaculos. A treia ramă și suntem pe 8 august, fără tone de sirop date coloniei, doar turca proteică și dacă calculați la 200-300 de grame pe săptămână cât le dau eu, faceți-vă un calcul și vedeți cât de ieftin ieșiți. Păstura, deci odată ce dai turtă proteică, păstura rămâne în rame, iată puiet, păstura rămâne în rame, deci nu va fi consumată. Și în primăvară o să fie o explozie de acestea, o colonie va exploda pur și simplu în dezvoltare. Păstură, deci este păstură. Uitați acolo păstură, deci o să rămână foarte, foarte multă păstură. Ăsta este scopul turtei proteice. Dacă nu i-aș da-o, această păstură n-ar mai fi. Bun, deci am 5 rame cu puiet. Și dacă n-aș mai da turtă de acum încolo, colonia ar fi extraordinară. Ia să vedem. Avem și pe a șasea. Avem și larvar. Iată spectacol, da? Decideți dumneavoastră dacă merită să dați sirop albinelor. Iată larvar. Și puiet căpăcit. Super, 6 rame cu puie. Și albine destulă pe ramă, nu cum să zic eu, acolo 10 albine și 3 rame cu larvar, da? Superbă treabă. Opa, 1 2 3 6, 7 rame cu puie. Și larvele roată. Și păstura, deci păstura pe mărgi și larve. Deci puiet căpăcit și aici spectacol, puiet căpăcit și larve. Deci încă va mai depune ouă cel puțin o lună de zile. Asta e spectacol. Bun. Deci pe mine nu mă impresionează gălețile de sirop date la albina.
nu le văd rostul. Nutriția albinelor, siropul imită nectar. Iată, are aici miere, aia a fost ultima ramă cu puiet. Are miere lichidă pe care o folosește albina cum are nevoie. Superb, deci astea trei rame, să știți că el va ierna în 7 rame, deci de obicei iernează în ramele pe care în luna asta văd eu cu el. Și nu lăsați albinele fără mâncare, de să aibă nectar. Iată, păstură. O să vă întrebați de ce dau turtă proteică la albine în această perioadă. Păstură, da? Să știți că nu era păstura fără turta proteică, deci o mare parte din această păstură nu era. Dar nu sirop, deci părerea mea este că nu dau sirop. Încercați și vedeți pe pielea dumneavoastră acest lucru. Altă ramă cu păstură. Iată. Oare are din ce să-și facă corpul gras albina? Dar ce este și mai important este că această păstură ți rămâne primăvară. Nu mai trebuie să vii tu primăvara cu turtă. Mai ales că primăvara albina bătrână, până eclozează generațiile de albină tânără, o să aibă de suferit. Iată o altă ramă cu turtă. Cu păstură. Bun, aici este de menționat că are miere mai puțină, dar deci dar de ce are miere mai puțină? Fiindcă și-a făcut o rezervă în cap. Deci asta e o ramă cu miere. Este rezerva de mâncare. Și nu este nicio problemă la organizarea pentru iernat. Când o să vină, mai durează 2 luni de zile, va primi proteină, glucidic are suficient încât să crească puiet. Proteina este necesară. Chiar dacă nu-i dau eu acum această turtă, proteina are suficient. Dar turta o primește și pentru ingredientele care sunt puse în această turtă. Vedeți filmele anterioare. Cum prepar eu această turtă, ci că curge pe rame. Nu curge. N-are e o consistență calculată. Lucrez la ea de 2 ani de zile. Ca să o nimerești așa, e voierină. Mă uit acum la ramele din cap, să văd ce rame au golit ele. Iată. Astea le scot afară. Și dacă găsesc ramele cu miere, iată ce faină. Numai bune pentru extindere, primăvara. Caut să văd câte rezervă glucidică are sus, că are pe 3 rame din câte văd, deci aici are miere. Nu căpăcită mă interesează, căpăcită, da, iată, are aici rezerva glucidică în cat. O să-i las catul cu astea 3-4 rame cu miere.
Da, deci ea mai are albine și în cat destul, iată rezervă. Bun, perfect. La organizarea pentru iernare o să fie altă treabă. Acolo voi începe de la colonii cu miere multă. Am colonii la care n-am extras mierea. Sunt ținute pentru cazuri unde găsesc foarte mult puiet, cum e și cazul acestei colonii. Ce trebuie de menționat este că și roișorii au această capacitate, să zic așa. Bun. Îi pun catul. E o familie superbă. Așa, dacă ea are nevoie de miere, o să-și mai tragă din partea superioară. Punem catul și iată ce frumos, spectacol. Spectacol cu aceste colonii, fără sirop, doar acea turtă cu foarte multe ingrediente. Baza, uleiurile esențiale și proteine. Bun, sper că să nu fiți duși în eroare. Nu neapărat siropul cior, mă rog, alege fiecare cum dorește. Cam așa sunt majoritatea coloniilor, deci arată superb, o să fie o iarnă foarte, foarte faină. Până data viitoare, numai bine!